Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Carieră cu Real Madrid. Bun, înainte de a începe, nu uitați, dați click pe butonul de like, este gratis și azi de câte like-uri putem strânge pentru Real Madrid și pentru mine, desigur. Hai să strângem 500 de like-uri, vă mulțumesc tuturor celor care mă susțineți în munca asta de zi cu zi, apreciez enorm și susținerea voastră și desigur, mai ales cei care dați click pe butonul de like. Bun, deci hai să trecem la treabă, avem aici meciul Retur versus Bayern, va fi un meci greu, având în vedere ce s-a întâmplat data trecută. Autogol. Da, va fi destul de greu, mai ales că avem aici câțiva jucători obosiți și sper, Doamne ferește, să nu recidiveze accidentarea lui Neymar, că tot turbez aici. Deci da, hai să trecem la treabă. Ok, suntem aici pe Allianz Arena, un stadion absolut fantastic, chiar este un stadion atât de frumos, mai ales din exterior. După mine, ăsta ar fi cel mai frumos stadion din lume. Așa ca și aspect exterior trebuie să recunoști, este un stadion fantastic, chiar dacă tu ții cu X, Y, Z echipă și fiecare va zice, de exemplu, zic, bă, San Siro e frumos că eu țin de mic cu AC Milan, ăla, ca așa, dar trebuie să recunoști, băi, are un design, acest Allianz Arena este absolut fantastic ce au făcut aici nemții ăștia. Dar oricum, nu contează asta, trebuie să ne axăm pe meci. Alaba, băi, nu face prostii că tu vii la noi după aia, înțeles? Tu stai pe băncuța ta. Stai acolo pe băncuța ta. Bun. Așdem, este 1-1 pe agregat. Meciul acesta poate fi XY feluri, deci încă nu este decis nimic. Totul este liber aici. Să vedem, sper ca noi să fim victorioși în urma acestui meci. Müller aici la posesie, foarte bine greșește acolo, hai așa puțin tiki-taka, Toni Kroos aici către Baba, Baba pasă tare în chat acolo și nu a fost tare bine gândită acea pasă, este mai aici Martins, oare iese pasa către Coutinho, Coutinho se forțează Coutinho și aca reușește Coutinho, opa, ai, incredibil cum a ieșit acolo Neuer, foarte bine a dat-o acolo Coutinho, dar Neuer degeaba, e cel mai bun portar din lume, a reușit acolo să salveze echipa, nu este nimic surprinzător totuși. Oh, din nou reflexul lui Neuer, dar este Coutinho! Incredibil gol Coutinho! Fix ce trebuia! Coutinho, gol! Coutinho! Foarte bine acolo, niște reflexe incredibile la primul șut al lui Neymar, acolo dat desigur reflexul lui Neuer. Și aici a venit mingea la Coutinho, a șutat-o și ce va fi, va fi. Și uite-te că a fost un gol. Foarte bine Coutinho, mă bucur enorm de mult că aici. Începem cu dreptul meciului, minutul 15, dăm gol versus Bayern. Asta sper desigur să arate că vor mai veni mai multe goluri în acest meci. Mai ales acum că a revenit și Neymar pe teren, care desigur a lipsit în meciul trecut. Ia să vedem aici, facem așa o chestie de asta, oare iese ceva? Ai, fix Coutinho se pregătea acolo, băi, Coutinho, bă, tu ești tare micuț, nu tu trebuie să te pregătești să dai acolo cu capul, da, nu-i bai. Începe mai aici repriza a doua, direct cu o schimbare, îl scoatem pe Asensio și îl punem pe Sive în locul lui, desigur, na, foarte, foarte obosit Asensio, n-avem ce-i face, mulți jucători mai sunt obosiți, dar nu vreau să-i schimb chiar așa din start pe toți, va urma, desigur, să mai schimbăm acolo unul altul, totuși un lucru foarte bizar, la începutul sezonului Asensio mi s-a părut o bestie, pur și simplu, dădea o tonă de pase de gol, dădea și goluri, dar acum parcă în parte asta, nu știu, dar parcă nu mai e așa în, cum să mă exprim corect, băi, în formă. Parcă, nu știu, nu mai e acel Asensio care a fost la începutul sezonului. Foarte bizar ce s-a întâmplat aici cu Asensio, dar nu-i bai, oricum este un jucător fantastic. Numai cred că îl voi retrograda de pe poziția de cam pe CM, dar asta desigur după ce vin...
na, transferurile astea libere în vară și să vedem ce transferuri vom mai face, că de obicei poziția de cam mie tot timpul mi-este foarte importantă, de foarte multe ori eu folosesc camul și mai ales jucătorii pe benzi. Culmea, da, eu față de alți jucători sunt atât de tâmpit încât folosesc, na, tâmpit, fiecare cu stilul lui de joc, dar eu folosesc foarte mult camul, erevul și elevul. Foarte puțin folosesc esteu, ceea ce, na, multă lume folosește esteu. Ce chestie, a? Ultimele minute din acest match destul de intens din nou împotriva celor de la Bayern. Degeaba au ăștia de la Bayern tot timpul o posesie atât de faină și un control atât de bun asupra meciului. Chiar dacă am reușit să dăm un gol, încă simt, o simt pe Bayern în stare să întoarcă acest scor. Deci de-aia încă stau așa concentrat de-a dreptul asupra acestui meci. Este un meci atât de important, vreau așa de mult să trec mai departe de, desigur, de acest stagiu și să ajung, bă, până în final să câștigăm, desigur, Cupa Champions League, fix așa în primul meu sezon aici la Real Madrid, direct să câștigăm Cupa, dar, desigur, acest Champions League din momentul actual, băi, sunt o grămadă de echipe foarte, foarte bune în momentul actual aici în Champions League, deci, da... Da, cum s-a mai întâmplat și data trecută, a fost un Champions League chiar mai ușor, știi? Am avut noroc ca multe echipe mai mici ca noi să se tracă mai departe, dar de data aceasta, nu știu dacă are logică ce vă zic eu, dar o să vă arăt, o să vă arăt acum imediat. Oricum, câștigăm acest match. Câștigăm acest match versus Bayern iară, de-abia au fost vreo 4 faze mai serioase, în rest... Ceapă, ceapă, papa. Ok, hai să vă arăt. Sunt foarte multe echipe bune. Adică dacă ne uităm, este Barcelona și Napoli. Trecem mai departe, Barcelona, nimic surprinzător. Se face egal între Liverpool și Dortmund. Două echipe pe care le-am antrenat și eu și am făcut niște echipe absolut bestii din ele. Și se vede că acum Liverpool, până să nu fi antrenat eu, nici nu știu dacă era prin Champions League. Nici n-a apărat prin Champions League. Acum, uite-te acolo, e Champions League. Și desigur, în cealaltă parte, desigur, am avut, na, Bayern versus Real Madrid, unde noi am câștigat. Și uite-te acolo, Man United versus PSG, care spus surprinzător un pic, aș zice că, uite-te că United a trecut mai departe. Deci, da, va fi un Champions League foarte, foarte intens, foarte, foarte interesant totodată. Bun, hai să dăm aici, o să fie un match versus Sociedad. Poate trebuie să fac niște schimbări. Oh, 3-0, două goluri Coman, foarte bine, asta și speram să se întâmple. Ia să dăm aici, hai să facem niște schimbări, să mai odihnim așa câțiva jucători. Koulibaly, nu, ai, nașpa. Cel mai nașpa lucru s-a întâmplat aici, Koulibaly s-a accidentat, asta chiar nu îmi place și nici nu vreau să aud așa ceva, dar iată că s-a întâmplat. Aoleu. Bun, hai că-l pun acolo pe CV, îl mai menajez puțin pe, desigur, Neymar, că na, nu de mult ce a venit de aici, dintr-o accidentare destul de dură. Au, 2-1, foarte bine, dă gol și CV împreună cu Coman. Coman, acum văd că este în formă, ea este pe val, cum este acea expresie. Dă gol după gol aici, Coman, foarte bine, să tot dea așa până la finalul sezonului, să tot dea așa. Foarte bine aici, ia și Crista, evoluează un punct acolo în overall, fix ce îmi doream. Ăla-i mă, nene, mă, hai, Crista, continuă tot așa. United! Serios? Vom avea match versus United? Na, asta da. Ia aici, Radu Mihalcea, 75-94! Wow, ce jucător! Ea deja valorează 325.000 de euro, acest Radu Mihalcea, care deja are niște statistici foarte faine, mă. Na, asta da. Mocanu, revine Mocanu, posibil să revină Mocanu, cine îl mai ține minte pe Mocanu? Uitați-vă aici, 75-93, ai, Ștefănescu e 79-87, 81-91, acest Floca, băi, avem aici niște jucători, deci cu adevărat, wow, chiar, wow. Poate că îl mai lăs puțin acolo, l-aș mai lăsa foarte puțin acolo pe acel jucător și să văd cu exactitate cât de mult evoluează. Și după aceea mă refer la Mihalcea și după aceea îl voi lua. A, aici și Coutinho, foarte bine, mă, degeaba, echipă adevărată, echipă
adevărată. Real Madrid, forța forțelor. De-abia aștept sezonul viitor. În sezonul viitor vom avea parte chiar de regenul lui Ronaldo. Nu uitați așa acest lucru, regenul lui Ronaldo. Vă dați seama cum o să fie regenul ăla. Băi, sunt așa de curios, și totuși am ajuns așa de departe cu acest career mode și mulțumesc tuturor celor care mă susțin să fac mai departe acest career mode, că chiar aș vrea să termin jocul, în sensul cap-coadă, ci că este un final acest joc, deci normal că eu doresc să-l termin cap-coadă. Bun, să-l punem acolo pe Depay, pe poziția de cam. Foarte bine, își revine acolo, își revine Koulibaly. Asta e o veste foarte bună, dar din păcate este obosit, este obosit destul de tare. Deci nu îl voi juca, îl voi juca acolo pe Pepe. Îl punem acolo pe Pepe, lăsăm pe Neymar chiar dacă este obosit, n-avem ce-i face. Și da, hai să trecem la treabă aici, match versus United. Ok, îmi cer scuze, am făcut doar o mică pauză. Bun, deci, meciul versus United. No, asta o să fie un meci interesant, un meci foarte interesant, mai ales că, din câte se bine vede, mulți jucători de-ai mei sunt obosiți. Bun, jucăm aici pe Santiago, pe Bernabeu, la noi acasă, cum ar zice unii, jucăm pe Spania, bă. Exact, Champions League aici, din câte se și bine vede. Iauzi, man to watch, Danilo. Iauzi, mă, jucătorul la care trebuie să-l privești este Danilo. Danilo pe care l-am transferat eu de la echipă și mă gândeam, mă, pe cine să-l păsesc, pe Danilo sau pe Carvajal. L-am ales pe Carvajal, na, din cauza vitezei, a anilor și toate cele, dar totuși Danilo tot timpul a fost un apărător pe poziția de back care le avea pe toate, știi, deci de la apărare, la atac, la tot, deci e bun, degeaba. A fost o decizie grea să-l dau, dar na, nu-i stres, am încă o să ne vină și Bellerin. Nu-i stres. Bun, ne zidem aici CV, pasă nu-i rea către Neymar, Neymar, a, pasăm înapoi, n-am avut ce face acolo, ia să vedem de pe aici către Neymar, Neymar, ai, duel acolo între Neymar și Bailey, câștigă Bailey. Interesant, interesant, meciul acesta ar trebui să fie și greu, dar și semi-ușor, nici nu știu ce zic despre acest meci. Kovacic și apăr acolo de Hea, foarte bine apăr acolo de Hea. Ia zicem aici, este un corner, un corner executat de Toni Kroos către Pepe, dar nu știu ce s-a întâmplat acolo, adică Pepe, păi zici că e 2 metri, mă, regenul lui Pepe, zici că e basketbalist, uite-te la el! Ai, 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 din nou regenul lui Pepe! Vă, leleu, 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 băi, cât e omul, iară, regenul lui Pepe, apără de Hea, Dumnezeu, uite-te bă cât e, haide, capul meu, o cam exagerat ăștia cu dimensiunile. Opa, este o lovitură liberă foarte, foarte periculoasă aici. Marțial este omul care va executa această lovitură liberă. O, Doamne, grijă mare. Poziția este absolut perfectă. Este absolut perfectă. Ia ce fac ăștia aici. Ce idee au avut ăștia aici degeaba. Mourinho acolo cu tactica lui a făcut ceva. Ca noroc, desigur că am avut acolo jucătorii pe apărare foarte, foarte atenți. Doamne, fratale, trebuia atâta le trebuia să gafeze acolo că îi tot aruncam din teren. Afară! Direct afară din Bernabeu. Bun, este mai aici, baba. Oh, bun, Kovacic aici către Depay. Foarte bine aici se demarcă Neymar. Vedem sprintul lui Neymar. Neymar apără Bailey. Incredibil, dar de câte ori, fiecare meci care m-a jucat versus United, tot timpul Bailey a fost omul care îmi băga bețe în roate. Omul ăla e foarte bun, în sensul în care are o viteză foarte bună, aproape prea bună pentru un apărător să ai asemenea viteză. Și da, se simte pe teren, se simte pe teren degeaba, Bailey. Opa, hopa, ia ce bine, Sive, ai, Sive fiind Ibrahimovic. Atât timp mă gândesc să le zic pe numele jucătorilor sau să zic gen numele, însă jucătorul, deci cum zic, numele regionului sau numele jucătorului, de exemplu să-i zic Sive sau să-i zicem Ibrahimovic, eu zic că mai bine Ibrahimovic, nu? Adică direct jucătorul care, na, a fost înainte să se retragă. Da, a fost bizar.
Aia, fiți atenți aici, ce obosiți îmi sunt jucătorii. Nu-i de mirare de ce jucăm așa bizar. Dar n-am ce face, nu vreau să fac acum o schimbare, chiar dacă ar trebui să scot pe Neymar, să pun pe altul, dar încă am speranțele că o să fac cea cu Neymar. Opa, Sive! Sive! Da, Doamne, este! Ibrahimovic! Gol! Ibracadabra! Mă rog, regenul lui Ibrahimovic! Ia-l-ai mă, minutul 46, incredibil, ce sprint, ce demarcare, nici nu știu cum, dracu, ce s-a întâmplat acolo, eu recuperat mingea de la cel număr 7 și aici din față lui de ea cu sânge rece a executat acest șut, acest Ibrahimovic, incredibil, băi, deja e altă viață cu Sive, deja se simte că s-a acomodat, deja a ajuns la acel punct în care chiar poți să-l folosi din ce în ce mai des, că l-am și folosit pe ultima perioadă, dacă ați observat pe teren, chiar a fost din ce în ce mai prezent pe primul 11 și chiar mă bucur acest lucru, având în vedere, desigur, că este un jucător fantastic, este un jucător absolut excepțional, incredibil, fantastic, care, desigur, merită pe deplin să joace la putere maximă. Aici au Oblak foarte bună, foarte bună apărarea. Ce faci, mă, nene, băi? Băi, opa, penelopa. Luke Shaw acolo, pasează bine către Maier, către germanul Maier, pasează aici către Sov, înapoi la Martial, Mahrez. Sau Marez, mă rog. Ia-ți de aici, Memphis, foarte bine către Sive, către Ibrahimovic. Ibrahimovic, așa, și sprint bun al lui Ibrahimovic, pasează la fix aici către Neymar. Stop bun al lui Neymar. Neymar, sânge rece, Neymar, gol! Am zis eu să nu-l scoatem pe Neymar. Uitați de ce am zis să nu-l scoatem pe Neymar. Gol! Neymar, incredibil, ce bine m-am descurcat aici cu Neymar. Stopul a fost la momentul perfect. Și aici ce am dat așa cu fineness. Ai. Superb golul de-a dreptul, deja 2-0. Deja mă simt și eu mult mai liniștit și mai calm. Opa, atac aici United-ul, foarte bine Varan acolo. Varan, mă, degeaba. Oh, Dipe aici, ia ce bine iese faza aici către Ibrahimovic, care din păcate este foarte obosit. Ibrahimovic, nu, degeaba, na, este foarte obosit Ibrahimovic acolo. I-a lipsit stamina-ul, dar nu-i bai. Oricum, acum, dacă aș putea să fac o mică paranteză, având în vedere că ne... Oh, ce șut bun! Că acum că ne descurcăm așa bine aici, deja 2-0, aș putea zice un lucru, ceea ce îmi pare rău și mai ales în realitate, că este un jucător la United care e drept, a fost adus pe o grămadă de bani, dar la banii celor care le au United-ul, nu cred că afectează asta, nu cred că asta este problema, ci... Băi, e mare păcat că nu prea îl joacă pe acest Martial, acest jucător tânăr Martial, eu zic că așa de bine ar performa la United dacă ar da o șansă, dacă l-ar juca mai des, dar nu se întâmplă asta, pe lângă poartă. Și asta e un lucru nașpa și sper ca Mourinho, băi, să se decidă. Băi, auleu, ambulanță, băi, hăp, de la geamul meu pornești, mă. Ăsta. Băi, fie îl joci pe Martial, fie mai degrabă dă-l împrumut, vinde la o altă echipă, că e păcat de talentul acelui jucător să se irosească la United. Cel puțin asta este părerea mea, poate voi vedeți altfel treaba, ce drept. Nu am urmărit foarte multe meciuri acelor de la United, nu sunt tare mare fan, dar, na, nici hater, să mă țești greșit, dar, na, nu mă prea uit, mă uit așa din când în când, dar, na, e păcat, mă, de Martial și sper ca să-l vândă sau să-l împrumută la o altă echipă și să evolueze, că eu zic că omul ăla are talent în el și în momentul actual acel talent doar stă degeaba. Oh, Coman, ai, bă, Jimenez, uită-te, mă, cum a apărat-o Jimenez, Dumnezeule, ce parad acolo acest apărător Jimenez. Ia, Casemiro, ai, a apărat-o acolo. Uai, aproape... Asensio! Aproape să fac acolo lovitură de aia, bicycle kick. Acolo Asensio. Vă, leu. Așa cea forfecată lovitura bicicletei. Are două denumiri, nici nu știu cum să-i zic.
Dar nu contează, câștigăm aici meciul acesta versus United. Un scor zdrobitor de 2-0. Mourinho acolo se vede clar nervos și supărat pe echipa lui. Nu știu dacă mai au șanse cei de la United să își revină, dar niciodată să spun niciodată, este fotbal, orice se poate întâmpla în fotbal, dar totuși va fi un meci retur foarte tare. De-abia aștept să vină acel meci retur, dar până atunci, desigur, nu uitați, dați click pe butonul de like și share pe Facebook, pe Twitter, unde vreți voi, ajungem 600 de like-uri, vă mulțumesc tare mult de susținerea acordată și desigur ne auzim pe data aviatoare, numai bine, bye bye!